să vă întreb. Tot legat de această idee de a ajunge să te cunoști pe tine însuți, dacă interviurile, răspunsurile pe care le dați altora, ajută să vă descifrați mai bine, să vă definiți mai bine. Da, pentru că e o răscolire, știi? Dacă întrebările sunt inteligente. S-ar putea să aflu și eu ceva despre mine în plus. Dacă nu, s-ar putea să aflu ceva despre cel care pune întrebări. Deci, nu? Așa, cum cade sarul, cum ar veni. Vorbeați mai devreme de... Să știi că n-am avut multe interviuri în viață, ok. Dar tu faci parte din lista cu... Foarte serios, am o amintire și știu interviul și l-am și văzut și mi-a fost drag și mi-a plăcut, pentru că ai scormonit puțin. Altul este anul cu Eugenia Vodă. Nu sunt multe. Vorbesc mai devreme de acel organism nevăzut, dar foarte simțit, care este publicul, așa cum îl percepeți de acolo, din culise. Vă place pe scenă când sunteți? Să-i vedeți așa cum sunt acum, să le vedeți fețele, sau preferați penumbră în care doar să știți că sunt? Depinde de spectacol. Asta depinde de felul de a te adresa. Sunt spectacole în care e musai să ai albatul la perete și să nu vezi nimic și să fie în penumbră oamenii. Sunt spectacole cu care joci cu lumina așa și atunci ai altfel de contact. E bine că ei sunt. Știi? Și nu trebuie să-i vezi. De pe scenă se simt oamenii. Se simt când sunt atenți, se simt când sunt emoționează. Se simt, pur și simplu. Nu văd, dar îl simt. Și pot să spun, asta e probabil că cu anii, cu întinerirea mea s-a întâmplat chestia asta, că pot să spun la un moment dat absolut că acolo e cineva care nu mă place. Și atunci, acolo, Nu văd. Și simt. Și atunci, dacă am chef sau dacă îmi place foarte tare ca pe dedesubtul oricărui rol sau așa, să spun, omulețul ăla trebuie totuși să mă îngăduie până la finalul spectacolului, știi? Dar nu e o luptă. E un fel de atenție. Două animale. Eu sunt pe scenă un animal, dumneavoastră la fel, ca public. E o pândă, e o iubire, e o... Da. E ciudată, să-mi zic.